Salutări și bine ați venit la un nou videoclip din cariera noastră cu Liverpool. Dennis Mann se pare că vrea să joace în meciul următor, așa că o să-i facem frumos pe plac. Trăm aici și o să-l băgăm în locul lui Salah. Avem acum meci cu Leicester City pe care îl vom simula. Haideți să vedem ce se întâmplă în continuare. Sperăm la un rezultat bun. Câștigăm cu 2-0, Mane face dubla. Am observat că în episoadele trecute nu am făcut niciun fel de antrenament, așa că acum o să bag câțiva jucători și o să fac antrenamentele necesare. Da, după cum puteți vedea, am băgat pe Alexander Arnold și pe Dennis Mann. Sper eu să crească foarte bine acești jucători. Următorul meci pe care îl avem este cu cei de la Tottenham, fosta echipa lui Eriksen. Sperăm noi că Eriksen nu se va amenaja și va juca cum trebuie împotriva poștilor săi coechipieri. Îl băgăm și pe Salah în locul lui Mann, deoarece nu este destul de experimentat, și haide să vedem. Jucătorii sunt acum la încălzire. Se pare că cei de la Tottenham l-au transferat pe De Rossi, nu știu de ce l-au transferat, sincer, la cea vârstă nu prea merita transferat. Kane acum la balon, pasă către Son, șutează și Alisson apără foarte bine, mingea a fost pe colț scurt, nu cred că a avut probleme. Salah acum pierde mingea, cei de la Tottenham sunt pe contraatac acum, Sidibe, pasă către Son, marchează minutul 9. Son face 1-0, avem o obișnuință de a ne lua goluri în primele minute, nu știu ce se întâmplă. Firmino acum pasă către Henderson și Loris scoate în extremis. Bună această intervenție a lui Loris. Cei de la Tottenham au acum mingea, încercăm să facem un pressing, ne reușește. Cum Salah pasă către Eriksen, mai departe la Firmino, Firmino! Gol! Firmino, 1-0 pentru noi. Marchează Roberto, getterul echipei noastre, acest Roberto Firmino. Maurier pasă în centrul la Dele Alli. Maurier centrează, respingem foarte bine și Kane aproape să marcheze cu capul. Acum pasă la Eriksen. Foarte bune aceste pase și Mane, Mane, ce face acolo Mane? Poarta era în partea înaltă. Eriksen are mult spațiu de pătrundere, Eriksen se duce în margine, centrează acum și cred că este autogol aici. Eriksen se bucură, deci înseamnă că este autogol. Nu știu ce să zic, am avut și noi în sfârșit noroc, măcar la carieră să avem și noi noroc. Chamberlain, fostul nostru jucător, centrează, rămâne mingea acolo, Harry Kane! O încercare de execuție spectaculoasă, sincer dacă marca chiar nu mă deranja. Hai să-l vedem acum pe Salah. Salah la minge, pasă către Eriksen. Roberto Firmino, câteva combinații de pase foarte frumoase și Firmino din nou marchează. Nu se mai poate opri din marcat acest Roberto Firmino. Marchează gol după gol. Roberto Firmino, pasă către Eriksen. Fabinho e liber aici și șutăm un sweetie gol. Destul de simplu pentru noi. Facem 4-1, îi spulberăm pe cei de la Tottenham. Eriksen acum către Salah. Salah are spațiu foarte mare. Pase acolo foarte bune. Salah rămâne singur cu portarul, se oprește aici frumos și dă pe lângă portar. Facem 5-1. Tottenham nu are ce să ne facă. Avem o echipă mult prea bună pentru ei. Da, și se termină și meciul. Câștigăm cu 5-1. Eriksen își spulberă fosta echipă. Am avut 6 șuturi, 6 pe poartă, eficiență maximă pentru noi. Da, se pare că în episodul următor o să avem meci în UEFA Champions League, avem grupă cu Napoli, PSG și Hertz, grupă ca în realitate în afară de Hertz aia, pentru că Steaua Roșie bănuiesc că nu e în FIFA. Da, și cam aici se termină și videoclipul, dacă mai vreți episoade, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like. Eu am fost Gianni, v-am pupat!